Salvarea planetei stă în puterea fiecăruia dintre noi prin gesturi simple pe care le putem face zilnic. Putem proteja resursele pe care le epuizăm în ritm alert. Mădălina Chițu ne arată cum putem să avem grijă de mediu, chiar și în momentele în care ne aflăm la serviciu. Poluarea nu înseamnă doar nori negri de fum sau gunoaie. Munca de birou generează anual tone de deșeuri, așa că planeta ajunge să sufere la fel ca de pe urma unui mamut. Petrecem zilnic la birou mai bine de o treime din timpul unei zile, așa că pe bună dreptate locul de muncă este a doua noastră casă. Este energizantul multora dintre noi. Două cafele băute pe zi înseamnă aproximativ 500 de pahare de plastic folosite anual. Putem reduce deșeurile de plastic folosind propria noastră cană. Un angajat produce 68 de kilograme de deșeuri de hârtie albă. Scoate la imprimantă doar documentele cu adevărat necesare. Înlocuiește drumurile lungi cu mașina cu videoconferințe atunci când ai o întâlnire de afaceri. De economisit timp, bani, iar poluarea provocată de carburanți va fi redusă și ea considerabil. Când ești la serviciu, calculatorul tău funcționează și poluează fără niciun beneficiu. Închide-l sau setează-l pe modul economic. Așa că nu uitați, protejarea naturii nu înseamnă gesturi mari, ci acțiuni simple pe care putem să le facem zilnic. Știm că planurile de vacanță sunt ultimele pe listă acum, dar dacă vă place să visați cu ochii deschiși, vă arătăm un loc care merită văzut măcar o dată în viață. Vă prezentăm chiar acum Playa del Amor, Plaja Iubirii, un loc fabulos din Mexic, surprins în imagini filmate cu drona de un fotograf. Este o plajă ascunsă, aflată în interiorul unui crater pe o insulă. S-a format în timpul bombardamentelor făcute de guvernul mexican pe insulele Marieta, ca parte a instruirii militare de la începutul secolului 20. Ecologiștii au reacționat dur la acea vreme îngrijorați de efectele asupra naturii și în cele din urmă exercițiile militare au fost oprite. A rămas în urmă totuși o adevărată splendoare, dar trebuie să știți că vizitatorii sunt primiți pe plajă în număr limitat. Doar 116 pe zi și nimeni nu poate sta mai mult de 20 de minute acolo. Accesul se face cu barca, apoi înot printr-un tunel. Și rețineți, excursiile în acest paradis ascuns sunt extrem de solicitate, așa că se rezervă cu multe luni înainte. Și vă propun acum să vedem dicționarul de mediu, ce termen am ales pentru astăzi să-l descifrăm. Vorbim despre schimbările climatice, care sunt atribuite direct sau indirect unei activități omenești, care alterează practic compoziția atmosferei la nivel global și care se adaugă variabilității naturale a climatului observat în cursul unor perioade comparabile. Încheiem această ediție nu înainte de a vă dezvălui câteva dintre subiectele pe care le abordăm săptămâna viitoare. Vorbim despre topirea ghețarilor și efectele care sunt produse la nivelul oceanului planetar. Totodată discutăm și despre risipa alimentară și care sunt efectele asupra mediului înconjurător. Până atunci, vă spun și vă propun să avem grijă de planeta noastră.